Și haideți să începem de luni cu un preparat foarte sănătos, tot cu zâmbet. Este o propunere de mic dejun, dragă Flavet. Un mic dejun foarte sănătos, în același timp foarte simplu. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, alegeți o pâine ca și bază. O pâine cât se poate de sănătoasă, eventual o pâine integrală. O tăiați în felii de circa 2 cm și o dați un pic la cuptor sau o gratinați ușor pe grătar. Mai aveți nevoie de avocado, unt, roșii și castraveți, inclusiv mozzarella. Eu le spun trenuleți pentru că acestea urmează să fie așezate într-un mod cât mai plăcut peste tost. Mai aveți nevoie de, așa cum v-am spus, avocado, într-o combinație foarte interesantă, un amestec de semințe, omega forte se numește. Este foarte sănătos, dar important ca aceste semințe, pe care le puteți folosi și în salată, să le măcinați, pentru că acestea urmează să fie amestecate cu pasta de avocado, ce urmează să fie tartinată fiecare felie de pâine, peste care se adaugă acel trenuleț roșii, mozzarella, castraveți și nu uitați nici busuiocul, pentru că joacă un rol foarte important și de asemenea și acesta este foarte, foarte sănătos. Ouă poșate sunt cele care vor face deliciul acestui preparat și pentru că orice preparat are nevoie de un sos, am o propunere de, să zic așa, o bază de sos olandez. Asta înseamnă gălbenușurile se amestecă cu untul topit, nu foarte fierbinte, apoi se continuă pe foc, iar ca și condiment am ales tarhonul. Îmi place foarte mult, este foarte, foarte parfumat și dă o aromă ușor excentrică, dar în același timp foarte, foarte plăcută. Cam atât deocamdată, așa cum am spus, este un preparat simplu, dar foarte sănătos și cu mult zâmbet. Da, mulțumim! Ce tare, ia mai de o dată să mai văd dată. Păi abonamentul meu? Da, mă, dă să mai derulez eu dată. Fă-ți abonament pe Antena Play și derulez înainte și înapoi.